Ce se invocă concret în declarația unde sunt citat, da? Încă o dată, repet, și ce a tradus traductorul oficial? Ce nou ni se incriminează? Inscripție sub fotografie ni se incriminează. Petrenko, rezistați la divizare, uniți-vă împotriva regimului oligarhic la data de 24 aprilie. Uitați-vă. Dacă asta e tot ce ei au găsit și consideră că asta e ceva ilegal și criminal. Este dreptul nostru atât să protestăm, cât și să chemăm lumea la proteste. Și este dreptul nostru să ne opunem și să ne opunem acestui regim oligarhic și să declarăm ceea ce este scris aici. Rezistați la divizare, uniți-vă împotriva regimului oligarhic la data 24 aprilie. Dacă pentru aceasta noi trebuie să stăm următoarele 30 de zile în arest, eu cred că fiecare cetățean poate să tragă concluzii respective în ce țară trăim și în ce regim este la noi Republica Moldova. Este un regim dictatorial, un regim antidemocratic, un regim care luptă cu toți cetățenii activi, cu toți cei care încă mai rezistă și noi vom prezenta și mâine probele respective și că toate aceste fițuci sunt niște declarații goale și nu merită să fie